Vă supun aprobării înainte de începerea ședintei. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25 septembrie 2019. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc! La ordinea de zi, astăzi avem un număr de două puncte. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, aș dori ca să includem pe ordinea de zi încă două puncte suplimentare. Un proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 146.598 în vederea acordării cadourilor de Crăciun antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din municipiul Giurgiu, și cel de-al doilea, proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019. Totodată, vă rog să luați la cunoștință că scoatem de pe ordinea de zi raportul Comisiei pentru analizarea situației privind încetarea contractului de concesiune cu zona liberă Giurgiu din două motive. În primul rând, nu avem încă o formă legală ca să vedem care este procedura. Și cel de-al doilea rând, dacă se va fi să fie votat, se va fi votat ca un proiect de hotărâre, nu ca un raport. Deci vreau să studiem tot ceea ce înseamnă legislație în domeniu, să vedem, pentru că sunt câteva dispute, discuții în contradictoriu, puncte de vedere legale și vrem să avem. Vom avea săptămâna viitoare, sigur, o extraordinară pentru aprobarea rectificării bugetare. Tot sper că vineri va fi acea echilibrare bugetară aprobată în ședință de guvern. Drept urmare, banii care sunt alocați pentru funcționarea municipiului până la sfârșitul anului și însoțitorii persoane pentru cu handicap și școlile de municipiul Giurgiu, vor veni săptămâna viitoare. Drept urmare, vom avea încă o ședință extraordinară și atunci la ședința extraordinară vom aproba, dacă este necesar, și acel raport, dar nu ca un raport, ci sub forma unei hotărâri de Consiliu. Mulțumim. Să pun la vot ordinea de zi cu punctele suplimentare anunțate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 16 octombrie 2019 15 aprilie 2020. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Vă rugăm, domnul consilier Radu. Deci, câteva întrebări, fața mea. Una din ele se referă la faptul că păstrăm practic prețul de anul trecut. Da. 200 de în condiții în care totuși cred că cheltuielile sunt mai mari. Da, vom veni și vă voi spune care este procedura. Da. Una din ele, de ce avem condiții în care cheltuielile sunt mai mari, de ce avem același preț? Doi, noi avem un proiect aici, aprobarea în limitele bugetului pe anul acesta și am văzut că în buget avem 79.000 de lei. Nu cred că este o sumă care ar ajunge anul acesta și atunci ar trebui să gândiți în comparație cu ce am avut de plata anul trecut, să venim să vedem toți banii care sunt nevoie în buget. Deci atât avem de 79.000 de lei cu bugetul care l-am luat. Și trei, dacă avem un da. În primul rând, toate întrebările sunt pertinente. Aprobăm că este obligatoriu să aprobăm prețul de referință și subvenția. Suntem obligați înainte de a face energia termică. Faptul că anul acesta operatorul cu care lucram Giurgiu, GEPU, Global Energy Production, a intrat în faliment, deci nu reorganizare, în faliment, ne-a pus în situația de a înființa în regim de urgență o societate, să preia sistemul, să preia toată activitatea, să intre în procedură de autorizare. Au preluat tot ce se putea, cum și personalul, l-am preluat o parte din personalul care exista, o parte am făcut angajări.
Nu se pot face în acest moment, și vă răspund la prima întrebare, nu se poate stabili un preț de referință cu care să mergem la ANR, un preț exact, întrucât până în acest moment nu avem nicio factură privind prețurile, prețurile nu materii prime, ci gazului, a energiei termice, a energiei electrice, ca să putem porni o fundamentare. Procedura este, și am fost la ANR săptămâna trecută, procedura este una stabilită prin hotărâre de guvern sau prin ordin de ministru, prin care după prima lună de funcționare, când ai facturi de gaz, de energie termică, de energie termică cumpărată, cum avem noi, ca și produs secundar, de energie electrică, salariile le avem deja și știm cheltuielile, se fundamentează un preț de cost, se merge cu acel preț de cost și am stabilit la ANR la începutul lunii noiembrie și până la sfârșitul lunii noiembrie vom avea un preț de referință. Și de-abia atunci vom veni în ședința de Consiliu și vom aproba prețul efectiv al furnizării de energie termică, urmând ca atunci, cu acceptul fiecăruia dintre dumneavoastră, să vedem ce decizie luăm privind prețul suportat de populație. Susține primăria mai mult, plătește populația mai mult. Deci până la sfârșitul lunii noiembrie nu putem avea un preț cu care să mergem la ANR. Suntem în procedură de licitație pe bursă la gaz natural pentru consumul casnic, la gaz natural pentru consumul non-casnic, la energie electrică s-a stabilit operatorul care va furniza. Am semnat contractul cu furnizorul de energie termică secundară, acea firmă privată care obține în cogenerare și energie termică. Drept urmare, atunci vom avea toate datele. În ceea ce privește stabilirea sumelor necesare, noi acum aprobăm în principiu toate aceste prețuri. Urmând ca atunci când avem toate datele privind costul efectiv, să facem rectificare bugetară și să asigurăm și sursele financiare. Fie din surse proprii, fie din credit. Este o provizorie. Da, este exact să pornim, să putem să demarăm procedura. Mai sunt discuții? Da, domnul consilier? Am vrea să vă întrebăm care este cuantumul subvenției și dacă putem suporta. Scrie exact. 208, 416, 208 susține populația, 209. Dacă aprobăm astăzi, putem. Dacă am venit în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre, asta înseamnă că, păi acesta e proiectul de hotărâre. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, putem. Că nu putem veni în fața dumneavoastră când nu putem. Deci, eu am venit cu această, executivul are obligația să vină cu cifre care sunt sustenabile. Noi am venit cu aceste cifre. Dacă dumneavoastră considerați că sunt prea mult trebuie să suporte primăria, mai tăiați din ele și aprobați sume mai mici pentru populație. Încă o dată. Deci, domnul consilier, odată ce am venit cu acest proiect de hotărâre în fața dumneavoastră, avem și banii. M-ați înțeles, n-are nicio treabă cu guvernul. Păi, dar venim la PNL, guvernul PNL să ne dea bani. Atunci, dacă tot vă interesează așât și sunteți interesat de ceea ce pățește populația, eu zic că atunci vom avea bani poate mai mult. Dar atât am putut să dăm. Deci, acest proiect spune foarte clar că susține și este sustenabil ceea ce spunem aici. Asta înseamnă că vom avea și bani. Mai sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a listei de investiții aferente. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi.
conform noului regulament de organizare și funcționare a... Trebuie să anunțe doamna secretar. Trebuie să anunțe doamna secretar. Eu am zis că data trecută, dacă să repet, eu și mai până la capătul numărului. Să anunțe. Ce anunță doamna secretar? Data trecută am zis că mai intrat. Punctul suplimentar numărul 1, proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 146.698,87 lei în vederea acordării cadourilor de Crăciun ante preșcolarilor și elevilor din municipiul Giurgiu. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Învățământ? Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții? Dacă nu sunt, să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Punct suplimentar numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venitul proprii subvenții pe anul 2019. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumim. Mulțumim. Și atât. Declar ședința încheiată. Vă mulțumim. O zi frumoasă.